Caz șocant în satul Cuhnești din raionul Glodeni. Preotul din localitate ar fi încercat să abuzeze sexual un minor de doar 12 ani din satul vecin Bisericani. Totul după ce duhovnicul ar fi petrecut cu niște săteni pe malul Prutului, unde ar fi consumat și băuturi alcoolice. După ce l-a plimbat pe minor cu automobilul, preotul a găsit un pretext pentru a-l invita la el în casă, unde ar fi avut loc tentativa de viol. Din fericire, băiatul a reușit să fugă. Mă, un idiot, așa la, nu e om așa la, că e un om hâtru și deștept, nu face să trec de o puimitea cu o copchelă de 12 ani. Rămați în șoc. N-am auzit așa ceva, sincer vă zic. Bănuitul este preotul egumen David Roșca, în vârstă de 39 de ani, care slujește în mai multe sate. Acesta a fost reținut pentru 72 de ore. Și l-a luat în mașină și l-a adus aici acasă și l-a încercat să facă, eu știu, și copchelul ăla a dat un signal o mașină la poartă. Și el îi spune că tu șezi în casă, că eu mă aduc eu. Copchelul săracu o luat așa, dezbracat, cum maică, eu știu, și și-o sărit gardul și-o fugit. Și pe dâns, pe urmă, poliția dimineața. O rudă de a băiatului ne-a povestit că minorul a alergat câțiva kilometri și a ajuns la poarta lui în lacrimi. A venit drept la mine. Și a început a plânge și zici că ea că și-a împățit. Pațeamnă niciodată nu s-a gândit că părintele poate să facă așa. S-a dovedit, l-a dus cu mașina. Părintele spune eu că băiatul ne-a spus. A tras șorțul în jos și a început, spun, napremu, eu vreau să-i o drăgească. Am chemat poliția, lasă răzbărească. Acolo, dacă îi făcem noi mamă de bataie, pe urmă și noi era să încerci iar la altcineva, eu n-am observat la des. Dar în sat se mai auză că el iubiește băieței. Eu am preot venit, parcă așa e, orice caz, începem la slujbe la biserică, era tot normal. Nimic nu-l dă, poate să întâmple așa ceva. Fiecare avem copii și asta e o tragedie și o foarte mare pentru toți. Consătenii preotului povestesc că acesta a fost implicat într-un caz similar. El călugăr a fost aici la Călinești. Și că l-a iertat prima dată și l-a eliberat. Așa e mai tare vinoveți. Înseamnă că e drept că el a mai fost odată. El a avut multe tentative de pedofilie de asta, dar a scăpat. Eu știu, cunoscuți, prin da, o dat bani, cred că da. Sperăm că să nu și corupții îți plătească să vii înapoi. Oamenii cer o pedeapsă dură pentru preot. Să ducă de aici, că noi avem copii mulți, copiii se joacă, să duc cu bicicletele până acolo, până încoace, că trebuie și bat, țapând de bat la rul, cu mașina, bat printre copii, nici nu pipi, nici nică. Nici trăiesc. Tot tăi pleni. Doamne, miluiește tătă ziua și mă trebuie dus la lucru cu bămbăru, cu milioane, cum erau preoți sărași, erau, într-adevăr, slujau Domnului, dar mă îi trag la nebunie. N-am cuvinte să spun așa ceva, asta e o strășnicie. Eu când am auzit azi, eu am rămas șocat. Autoritățile locale susțin că este un caz unic în comună și nu își pot explica cele întâmplate. Băiatul beneficiază acum de consiliere psihologică. Mai mult de atât decât cunoașteți dumneavoastră, nu cunosc nici eu. Am încercat să iau legătura cu că mama băiatului nu este în teritoriu, dar cu tatăl și chiar astăzi mi s-a spus că e plecat iarăși la centrul renal la Glodeni împreună cu băiatul. Am rămas și uimit, scăpat, nu știu, nu pot să mă exprim să vă spun. Reprezentanții Mitropoliei Chișinăului și a întregii Moldove nu au răspuns la telefon pentru a comenta comportamentul preotului, iar episcopul de Bălți și Fălești Marchel, cu care părintele bănuit a ținut mai multe slujbe, a evitat să vorbească cu jurnaliștii. Episcopul s-a dat drept o altă persoană, deși l-am sunat la numărul personal de telefon și chiar i-am recunoscut vocea. Nord News, vă sunăm cu Marchel și să-i transmitem. Am să-i transmit. Puteți să ne oferiți un comentariu sau... Da, cine? Eu nu vă pot, el e ocupat. Eu am să-i transmit, atât. Poliția a demarat o cauză penală și a audiat deja mai mulți martori. Poliția a fost sesizată la 24 iulie pentru investigarea unui caz de tentativă de viol care ar fi avut loc într-o localitate din raionul Glodeni.
Cazul a fost înregistrat de poliție pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, fiind pornită o cauză penală. O persoană suspectă a fost reținută pentru 72 de ore. Amintim că anul trecut un preot al unei mănăstiri din municipiul Chișinău a fost condamnat la 16 ani de închisoare și obligat să plătească un prejudiciu moral în sumă de 100.000 de lei, după ce a abuzat-o sexual timp de 3 ani pe fiica femeii cu care era în relații de concubinaj.